lungimea a 16 de cer. Dar ea, această lungime, e deja 12 mii de liniștut. E din cercul, nu, care a fost de acolo. Și atunci ce fac eu? Pige sub 180 grade, ori un grade, Pige sub 180 ori un grade, îmi plăsc cu 12 pi. Dar cum, așa? Uitați-mă. Da. Și de aici pe cine l-am găsit de mult? L-am găsit Pige, care este 12 ori 180 sub 1 grade. Și dacă știu pe G, ce este G-ul? G-ul este o baraza în cercul mare. Și acum îmi trebuie să aflu area sectorului celular. Până acum am fructificat ce? Am fructificat foarte atent. Am fructificat lungimea cercului. Dar ce încerc mie? Area laterală a area laterală a conului, care e tocmai area sectorului celular de aici. Da? Și în clipa în care eu știu, într-un cerc, raza, deci în clipa în care știu într-un cerc raza, întrebarea este cum aflu area pentru un singur grad. Păi, area cu cine este egal? Pi r pătrat. La un cerc, pi r pătrat este area. Da. Și pentru un singur grad, ce fac? Pe pi r pătrat, îl împart la 360. Și dacă vreau mai multe grade, mulțesc cu o grade. Dar raza cine este din formula de aici? Raza pentru mine, pentru problemă, este geodeci. Da. Da? Și atunci voi avea că G-ul este cât în cazul meu? G-ul este, uitați-vă, am simplificat pentru 180 grade și este 12. Și de aici mă duc și voi spune area laterală a conului egal cu area sectorului circular, are sectorului circular și egal mai departe cu cât este? Cu pi-l pătrat supra 360, adică pi supra 360. Oricare rază, ce rază am eu? 12. 12. Generator aici. 12 la pătrat și ori nu. Ori un grade. Ori 180. 180 cu 360 îmi dă pe 2. Și va fi egal cu 2. 144 cu 2 și face 72. Și va face 72 pi. 72 pi centimetri pătrați. Deci pentru cazul A, pentru A, e 72 pi centimetri pătrați. Da? Da. Eu ce am făcut? Iertați-mă, puteam să arunc niște formule pe tablă și mergeam mai departe, cum se întâmplă de regulă, dar am vrut din nou să fac un efort maxim cu putință ca să vă aduc să înțelegeți ce înseamnă. De ce nu ați percutat foarte bine la probleme? Trebuia să eu să pregătesc un pic problema asta. Adică, să văd, să descoperim area sectorului celular și lungimea arcului de cer pentru a sectorului respectiv. Să găsesc formulele acestea. Însă, am plecat din, în problemă direct, neștiind ce mă așteaptă. Da, na, două semne, nu mă gândeam că e greu. Nu știam ce problemă urmează. Da. Și vedeți. Uh-huh. Și mă surprinde problema, nepregătit cu partea teoretică, nepregătit. Voi ar trebui să știți asta. Dar cum la clasă și de fiecare dată, când mă rugați Socrat, mi-ați prins suportul
teoretic cum trebuie, ci văd frământă, dă formula, o aplic, asta rămâne să acum o suspendați. Și eu n-am avut ce face din tranzia și voi. Hai să vedem partea teoretică. Cu cine este egal lungimea unui cerc? Că ne-a interesat mai întâi arcul de cerc. Lungimea unui cerc, 2 pi r, lungimea totală. Dar dacă mă refer numai pentru un singur grad, înseamnă că 2 pi r împărțit la 360. Și dacă știu câte grade are aici, 360 mulțesc cu un grad, nu? Adică 2 pi r acela supra 360, adică rămâne numai pi r supra 180, deci să zic că 2 ori. Uitați-vă aici, este undeva. 2 pi, am zis 2 pi g din cauza problemei noastre, da? 2 pi g supra 30 ori u, pentru sigurare, asta este formula. Când m-am întors și mi-am propus să aflu area laterală a conului este area sectorului circular. Deci area laterală a conului și desfășurat mai mult de atât, dar nu știu ce să fac. Deci area laterală a conului, asta e formula de bază. Da, aici, area laterală a conului e area sectorului circular. Deci eu, în loc să aflu area laterală a conului, aflu area sectorului circular. Aici trebuie să mă opresc. Area sectorului circular. Cu raza a unei părți dintr-un cerc, cu raza drept generatoare. Și am aflat area laterală, de acum mă duc să aflu area sectorului circular. Deci am putea problema pur și simplu în asta nou, care se pune problema area sectorului circular. Ce nu știam eu aici? Nu știam generatoarea. Ca să mă duc pe formulă. Area sectorului circular înseamnă pi r pătrat din tot cercul. Supra 360 pentru un singur grad, nu? Și dacă vreau mai multe grade, nu. Păi pi r pătrat supra 360 pentru un singur grad. Și pentru grade, mulțumesc cu. Nu aveam raza acestui cerc, adică generatoarea trebuia. De aceea, m-am dus, am fost nevoit să mă duc la lungimea arcului de cerc, care era două în cercul conului. Iar cercul conului știută de raza conului, știută de 6, deci 2 pi r. Da, 2 pi r. 12 pi. Acum știu asta. Asta e parte din cercul cu generatoarea. Și mă aflu pentru un singur grad. Și am mulțesc până cu U. Deci 2 pi r și mulțesc cu U și aflu imediat G-ul acela. Și odată știu de G-ul. Uitați, G-ul am 12 180 supra U grade. Și s-a plinat. Hai să vedem cât este pentru punctul B. Pentru punctul B, U grade ăsta este că 216 grade. Rezultă că generatoarea, după formula care o am aici, uitați. Da, 12 ori 180. Vine 12 ori 180. Supra U grade. Supra U grade 216. Și egal cu, se simplificăm 216 prin cât? Că vedeți. 180. Care este supra U? 216. 2 la 3 ori 3 la 3. 2 la 3 ori 3 la 3? Da. Dacă e 2 la 3, hai să scrim așa, hai să luăm ușor. 12 înseamnă 2 la 2, ori 3. Păi am dat 27. Deci 2 la 3 ori 3 la 3. Da? Bun. 2 la 2 ori 3. Iar 180 îl scriu cum? 90. Ori 10. Deci... Ori... Hai să spunem. 18 înseamnă 2 ori 3 la 2.
A, ca să fac 18, ori un 2, deci vine 2 la 3 A, ori 5. Deci 2 la 3 A, ori 3, ori 5, cred că vine. Adică 8 ori 5, 40. Și 40, ori 3, nu-i bine. Deci 2 la 2 ori 3, 12. 18 înseamnă 2 ori 9 și 2 ori 9 ori 3 la 2. 3 la 2, da? Și 10 e 5 ori 2. Deci 2 la 2. 180 12 ori 15. Sau altfel spus, 2 la 2 ori 3 la 2 ori 5. 4 ori 5, 20 ori 9. 20 ori 9 fac 180. Și jos e 2 la 3, 2 la 3 ori 3 la 3. 2 la 3 ori? 3 la 3. 3 la 3. Și care face în calcul? Hai să vedem. Păi tu ce? 2 la a 4. 2 la 4 cu 2 la 4 cu 2 la 3 și rămânăm 2. Așa. 2 la 3, 3 la 3 și rămâi 2 ori 50. 3 la 3, să zicem 3 la 3 și 2 ori 50. 2 ori 5 și egal cu 10. Deci 10 este... am vrut să lucrăm cât putem. Da, scrieți aici am putut. Așa. Hai să-l scriu acolo. Deci și pentru B. Da. Pentru punctul B, U grade este dată în problemă 216 grade și atunci area... Dar nu se poate... Nu, G-ul l-am aflat. G-ul. Dar l-am rezolvat cu punctul B, este la punctul C. La B, dar să scrii, G-ul l-ați aflat. G-ul era 10. G-ul mi-a dat 10, mi-a dat. Da. Și atunci, area laterală egal cu? Area laterală, 2, pi, R, G. Așa era. Pi, R, pătrat, adică G pătrat. Pi, R, pătrat. Dar ce rază este? G-ul tot timpul, după ce am umblat, da? Pi G pătrat. Supra 360? Supra 360. Pe cu 216, așa. Da. Și... și vine pi ori 10 pătrat. 100. 100. Ori 216 pe 360. 10 cu 10. 10 cu 10, 216 împărțit la 36. 216 la 36. Împărțit la 36. Împărțit la 6. 6, da? Da. Și faceți pi. 60 pi. 60 pi. Ori 60 pi, da? Da. 60 pi. Centimetri pătrați este area laterală în cazul acesta. Da. Mergem ce? Ce? U grade 90. Egal cu 90. Și atunci G-ul. Să vedem cu G-ul. V-am știut formula, dar o știu de ecopic aici. Ia să vedem, spuneți G-ul era egal cu... 2 G-ul cu... generatoarea ori... Nu, generatoarea ori 8. 12 ori 180 pe 90. Așa, 12 ori 180 pe U grade, nu? Pe 90. Pe 90. 90. Și 24. Face? 24. 24. Rezultul care la serală este egal cu... pi, generatoarea la pătrat, adică 24 la pătrat. Supra 360 ori 90, 360 ori 94, și 24 ori 24. Egal cu pi, ori? Egal cu 144 pi. 24... La 24, 24. Deci zice 24 ori 24, supra 4. Și egal cu 144 pi. Aici se ridică 6. Și 144 centimetri pătrați. Care e punctul de șternă cu grază? Da. Punctul de... în care cu grade... 135. Cu? 135. 135. Deci, în genatoare, ca cu 12 180 grade supra
la 135 de ani. Și este egal cu 135 se parte prin 5, 3 la 3 au 5, 135. Da, deci cât veni? 3 la... 3 la jos, în sus. Așa. E 3 la 3 au 5. Și sus e 2 ori 2 la 4 ori 3. 3. Ori 190, 2 la 4 5. 2 la 4. 4 ori 5. 20 ori 9, 3 la 9. Da. 3 la 3 aș cu 3 la 3 aici terminăm. Așa, 5, 5 cu 5. Dă 2 la 4. 2 la 4. 16. 16 este generatoare și atunci area laterală. Area laterală e pi ori 16 la pătrat supra 360 ori 135. Și este egal cu 16 ori 16 dă 256. Pi ori 256 ori 135 supra 360. 136 ori 35 simplifică 360. Împărțirea 5 de 72. Da, deci 360 cu? 360 cu 135, sus de 27 și jos de 72. Și apoi prin 3 și dă 9 cu 72 împărțirea 3, împărțirea 3 dă 24, 9 cu 24, 9 cu 24. Deci 9 aici și 24, mai se simplifică. Iar de simplifică prin 3, 3 și 8. Așa, și 256 iasă cu 8. Așa, 256 împărțit la 8, 32. 32, deci 32 ori 3, 96. 96 pi. Da, hai să mai vedem. Trebuie să ne punem la un punct, două formule. Așa. Deci trebuie să știm area sectorului circular, pentru grade și area și lungimea arcului de cerc al sectorului respectiv. Asta se numește. Deci area sectorului circular pentru U grade egal cu pi e pătrat supra 360 ori U. Pi e pătrat supra 360 ori U. Asta este, da? Și lungimea, lungimea arcului sectorului respectiv, lungimea arc sector, da? Lungimea arcului sectorului circular pentru U grade va fi tot cercul 2pi supra 360 2pi supra 360 de grade ori U grade. Și... Împărțim pentru 2 și face pi supra 180 ori U grade. Astea două formule de la care am putut. Și era și un segment circular sau ceva? I-a dat Biblia. Încă o dată... Mai era și segment circular sau... Segment circular? Nu. Dă o dată. Era o chestie cu arii. Aici zice cu toți copiii ce mai găsesc. Deci lungimea arcului de cer, lungimea sectorului de cer. Segment, da, se numește segment circular, porțiunea din interiorul cer cuprins între două coarde care sunt subțiri de arcul și arcul de cer, care a segment egal cu și aici o formulă. Deci mai ușor să vedem ce deci se numește segment circular, porțiunea din interiorul unui cer cuprinsă între coarda care subîntinde arcul și arcul de cer. Așa. Deci dacă avem cercul dat și
aici am dus o bardă A pe atunci asta cu roșu, care se semnează așa, poartă numele de aria segmentului circular. Da, aria segmentului circular. Cuprins între coardă și arcul de cerc. Da. Așa da. E spus, nu? Și ea este egală din tot corpul aici, zice. Ca să afle aia. Dar nu știu, nu știu ce vreți să faci. Asta ne ajuta acolo, că era strângiul a avut un nu ne ajuta. Pentru că asta, numai bucățica asta, nu am treabă cu ea. Eu aveam treabă cu toate bucatele. Păi da, așa că am aia strângiul a avut plus da. Aia. Păi de ce să fac? Ca merg ca, nu știu, zici. Era să zic eu acum ceva. Dar m-am țins că se filmează. Păi, dar tu nu vezi invers, acum, ca să o găsim pe aceea, că tot umbli tu după memorarea asta de formule. Tu ai făcut, sau afli pe astea ca fără teoric și le adunai. Asta ca să o găsești din alea sectorului circular care am putești noi mai înainte. Adică pi r pătrat supra 360 ori u grade, scădem triunghiul și rămâne asta, formula aceea. Asta te ajută. Deci, dacă cumva ți-ar fi cerut area segmentului celular, atunci formula aceea memorată de tine însemna să o aplici, lucru care eu nu îl refuz complet, pentru că nu odată mi-a jucat feste. Iată să o găsim acum, că tot veni vorba. Deci, area, cum i-am zis, segmentului circular. Area segmentul circular. Area segmentul circular înseamnă așa. Din area sectorului circular. Segmentului circular. Da, sectorului circular. Din pi, f pătrat, supra 360 de grade, ori u grade, scădem area triunghiului. Triunghiului acesta A, O, B. Pe care să zic că este egal cu produsul a două laturi. Nu e echilateral. Nu e echilateral, depinde de unghi. Exact. Produsul a două laturi se însuie între ele. Corect. Deci egal minus produsul lor. Deci minus I-a pătrat. Ori sinus de unghiul U. Supra 2, nu? Nu așa vine? Da. Și acum, scot pe R pătrat, dacă vrei, un factor comun. Și egal cu R pătrat pe lângă pi ori U grade supra 360 de grade minus sin de U pe 2. De ce să fac pe efortul să rețin formula asta? Nici urmă. Deci, de ce să fac efortul? Când matematica rămâne frumoasă dacă înțelegi firul roșu acolo. Cum cu relațiile unele de nașul. Cum ajungi la formă asta? Sigur că da. Cum să-mi fac o memoria cu așa ceva când nu înțeleg utilitatea? Fac un desen replici? Sigur că da. Din area sectorului ca circular care e foarte clar, un pier pătrat supra 300 pentru un singur grad, mulțesc cu câte grade sunt, și am știu tot sectorul, din care scad la triunghiului. Care e pi r pătrat? Pi este r pătrat ori sinus de U supra 2, nu? Produsul celor două laturi, sinusul unii dintre ele, supra 2. Mai simt eu vreau să... Mâine facem? De ce nu? Că-i bine, facem? Facem, sigur că da. Le facem și mâine. Eu vreau totuși să vedem ce este formula asta, domnule. U grade egal cu 360 grade ori R supra G. Pentru că în cazul problemei care tocmai ce am făcut-o și am muncit și le-ați explicat ce atât, ea aplicată dă foarte repede. Păi, dar noi am demonstrat-o. Nu. Ba da. Am demonstrat-o, am ajuns la ea. Da, sigur, da. Deci tu ai zis așa, cu U grade. Este egal cu 360. Da. Și grade ori R supra G. Ori? Ori. Da. Ori. Ori de R. Supra G. Supra G. Adică, de aici G-ul este egal. După G sus și pe U latul jos.
Și G-ul va fi egal cu 360 de grade. Poate nu e așa. Așa? Da. Deci un grad e egal cu 360 de grade ori R supra G. Ori R supra G. Totul supra G, da? Nu, ori R supra G. Dar e aceeași chestie. Bun. Acum să vedem. 310 ori G-ul e egal cu 310 ori G. Ce am zis eu? Pe G îl urc sus și urc îl cobor, da? Ori iar, supra U. U grade. U grade. De aici... Deci eu știam că era așa, ți-i dat o problemă și generatoarea ieșea foarte repede. Știm și U grade. Asta vreau să vă zic. Da. Noi, la generatoare, cum am ajuns acolo? Generatoarea este egal cu... 12 ori 180 supra U grade. Supra U grade? Da. Păi da, asta am și făcut. Noi am avut diametru acolo. Da. Da? Și era 6 și 2, 180, 360, e aceeași chestie. Este aceeași chestie, dar un pic să ne amintim cum am... Aici folosești ierul de la cont, aici. Aici am văzut lucrul ăla, e de lucrul păi de la cont. La cont și atunci generatoarea s-a făcut foarte repede, știți? Păi dar de acolo vine. Ia să vedem. Că, o secundă, cum am zis noi? Cum am zis? La așa am zis, G ori U egal cu 12 ori 180 și pe urmă aceeași. Lungimea, am zis așa, lungimea arcului AB, arcului AB acela. Da? Este egal cu 12 pi R. Egal cu 2 pi R. Și am mai zis că lungimea arcului AB. Deci lungimea de AB face 2 pi R. E vorba de... E, de cine? De cercul de la bază desfășurat, da? Da, 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 da. Și așa, acel... Iată, din, dintr-un... În momentul de față, ăsta AB așa, știu că este... 2 pi iar asta, da? 2 pi iar. Asta așa. Dar, dintr-un cerc, cu raza de G. Da, și unde ăla e cu U grade? O secundă. Așa. Pentru tot cercul ăsta, cât am pentru tot cercul ăsta? 2 pi G. Deci, 2 pi G. Da. Pe 360 când fac pentru sigur grad și mulțit cu U grade ca să văd că U grade am aici. Exact. U grade am aici. Egal cu băi bie. Egal cu băi bie. Exact. Așa, deci pi cu pi se duce. 2 cu 2 se duce. Și atunci U grade de aici a scos. Da, sigur. Deci U grade de aici este egal cu... Cât vine? Hai să vedem să nu greșesc. 360. Deci U grade egal cu ieri ori 360. De ce? 360 ori. De ce? Suflage. Exact așa înseamnă că e. Da. Dar vedeți... Această formulă, dacă nu deduc și nu înțeleg eu, au folosit așa, acolo, cât durează, cât ajunge la mașină. Deci cât ajunge la mașină, atât durează. N-am nicio... Nu i-am aflat-o, dar am lucrat și acum am demonstrat aici, am demonstrat și acolo formula. Da? Și pe U grade, eu am spus că G-ul e egal. Pe G de aici am spus. G egal cu, de aici G. Asta m-a interesat pe mine. G egal cu 360 ori R. Ori R. Supra U grade. Supra U grade, nu? G. Am pus pe U aici. Da, da, acolo am înlocuit. Da. Insist, insist cât pot de tare. Nu memorați formule într-una fără să le înțelegeți. Nu ne ajută cu nimic.
Credeți-mă, eu nu mă așteptam în problema asta să am nevoie de așa ceva. Da, ei l-au dat formula teorie și aici trebuie tot să o aplice, știți? Da, mă, da, da. Care e rostul întâlnirii noastre? Da, 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 eu vă zic că nu era că o stea începutul, știți? Da, da. Deci aia trebuie să înțelegem formulele. Putem să avem succes la matematică dacă începem să pătrundim de jos la rădăcină. Altfel, dacă formulele acele ne memorăm, este sistemul de la școală. Școala românească asta face. Da, la formulele și le-a fi și gata. Da. Și uitați-vă că de 3 ani de zile mă chinui continuu și insist pe asta. Și am o mare problemă. Nu se face niciun salt în direcția asta. Pentru că la școală se merge tot așa mecanic. Da. Cu astfel, niște formule aruncate peste gard. Înțelege utilitatea lor? De unde vin astea participa? Le-au visat noaptea sau le-au știut ce-o de plată? Nu. Trebuie văzut acolo, din unde de șurubăm problema. Dacă uit, cum o am? Ce fac acum? Credeți că eu, venind acum, m-am gândit la formulele astea? Dar eu niciodată nu văzut. N-am mai avut. De 10-15 ani n-am mai făcut probleme. 20 de ani, poate. Exact. La 8 ani nici n-am predat vreodată. Ar termina la fină, în clasa 8-a, mă da, atunci am plătat. Încolo, nu am nicio treabă. Dar ce am eu? Am acest stil de a căuta în locurile acelea de unde curg formulele, ce se întâmplă. Da, corect. Facem sintetă, da? Da. Când veți ajunge să înțelegeți asta, matematica e foarte simplă. Exact. Altfel, este dificilă. Foarte dificilă. Îți vine să te gândi. Corect. Atea formule și după aceea. Ce când? De la o zi la alta, tu o pui acolo. Începe trigonometria. Exact. V-am mai povestit despre ce trigonometria. Eu m-am văzut pus în situația că nici o formulă, după ce am făcut cu profesorul la clasă, la liceul ăsta, la elementii potuturi, le-am terminat eu. Ei, când m-am trezit, că după semestrul întâi, chiar pe semestru înainte. Da, pe trimestre. În trimestre, da. Pe trimestrul întâi, după ce am făcut trimestrul 1 și 2, în vacanța de primăvară, eram în clasa 10 și am văzut treaba asta că nu știam nimic la trigonometrie, nici o formulă într-o duminică. Mă zic, haide, de ce m-am dus la școală? Că profesorul făcea atâta, era capitan. Exact. Formule pe formule. Eu le învățam și eu, sunt ucios, așa, de asta le învățam și probabil a doua zi gritam. Mi-a mai ținut aminte o perioadă, dar dacă n-am lucrat o perioadă de timp, ei bine, când m-am uitat și am spus nimic, am zis, cu lacrimi în ochi, nu vă mint, cu lacrimi în ochi, zis, numai dacă nu mă duceam, eram aceeași nivel. Ce înseamnă? Am luat manualul și am picurit manualul în formulă de formă și am vrut să văd de unde curg ele, că nici manualul era unde etape sărite. Și după ce am ținut tot absolut încă o dată, am închis cartea și am zis, încă o dată, frate, de la un cap la altul. O duminică întreagă asta. Și le-am predat de atunci începând, ca profesor n-a devenit, nu mă gândeam vreodată că fi profesor, când le-am predat, cum am înțeles eu în clasa 10 atunci. Aia a fost definitivă pentru mine trigonometria. Și atunci ai aici, când le dă teoria de un profesor, nici le-am văzut nici formule. Fiind un profesor care nu în loc să vadă mecanismul să fie acolo, băi, vine de aici. Era esențial să spun așa. Area sectorului circular înseamnă, hai să vedem cum, dintr-o atâta la un grad mulțim cu fac așa și cum. Nimic. Dar copilul vrea singur acasă să o devină. De aia au apărut profonai. Profonai a apărut calma să filmează și rămâne pentru generație filmul ăsta. Ca să înțelegem de ce. Pentru că la clasă se fac lucrurile acestea. Așa. Fără niciodată. Așa, astea, astea, sectorul circular, astea, aia, astea. Sunt atât de agresați copiii aceștia în sistemul actual, de nu vă închipuiți, nici nu știu ce încotro să vin examen, ce mă fac. Da, nu știu ce fac asta. Am să vă zic asta. Uite pe asta. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă sistemul. Ce? Și mai zic așa copiii ăștia și părinții la fel. El în două ori de examen nu are timp să-și deducă formulii, trebuie să știi. Păi eu tot am să insist până când mă mai fie printre voi pe aici, pe pământ. Asta spun că
nu toate se vor demonstra, dar dacă am uitat, eu fiu de la Albina, cu atent. Corect, dacă am uitat formula, am uitat-o, dar mă puneam să spun formula asta, dar nu ce spuneam, puteam să mă, cum să spun, să mă execuți pe loc. Nu știam ce vreți, nu, că nu știam. Dar ce am zis seama asta? Eu, dar mecanismul, de unde? Ce fac? Nu le leg. Asta comunic eu. Da. Alfa de mare. Facem sinteză, domnule, da? Da. Conul circular drept. Aia la rea, conul circular drept. Da. Aia la rea, la centrală, volumul. Secțiunea ațială. Da, secțiunea ațială. Aponul. Aria sectorului circular, aria lungimea, arcul de cerc. Deci aria. Sector. Circular. Lungimea sectorului. Lungimea arcului. Arcul de cerc. Lungimea arcului de cerc pentru sector circular. Cular. Da. Asta cu gradii sau cum vreți este acolo, nu? Lungimea arcului de cerc și aria sectorului circular, da, de furul grad același. Da. Curaș. Da, cam asta a fost. La revedere, vă mulțumim că ați rămas, vă dorem să-l văd o partea de la Nintea de la Cer. Să și să uite, să gândească matematica în varianța care o propun de atâția ani de zile. Nu de plător. Voi aveți șansa că sunteți la sursă. Actori. Dar actorii acestor filme. Însă cei care beneficiază sunt cei care nu sunt aici și descoperi, spune, nu, n-ați avut timp să vă uitați comentariile care sunt, să vedeți cu cât de cu drag vorbesc cei care învață numai după filme. Exact, și-ți mulțumiți că cineva vine și le explică toate filmele. Băi, am înțeles, băi, este extrem. Ori la ce vine în sfârșit, am înțeles și eu asta. Da. Așa, dragi, vă urmăresc filmele. La revedere, cu drag!